Cătălin Drul a rămas fără răspunsuri atunci când a fost audiat de către deputatul Cornel Folescu în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților. Ministrul Transporturilor, cu capul plecat, a răspuns că nu le poate face pe toate, deși în campania electorală toate proiectele erau posibile. Cătălin Drulă, fără răspunsuri cu privire la îndeplinirea proiectelor pe care el însuși le-a anunțat, dar și la promisiunile făcute în campania electorală. Cu un bagaj plin de nu știu și nu pot, ministrul transporturilor i-a uimit pe cei prezenți atunci când a fost audiat în Comisia pentru Transporturi și Infrastructură din Camera Deputaților. La întrebările venite din partea deputatului PSD Cornel Folescu, membru al Comisiei, Cătălin Drulă, cu capul plecat, a răspuns că nu le poate face pe toate. PSD, vreau să fiu foarte succint în ideea că ați anunțat la 2:30 ne părăsiți, că aveți alt program. Am o întrebare simplă, care comportă un răspuns de mult. Aveți cunoștință despre situația de la TVP Craiova, dacă nu aveți acolo conducerea CNI? Și dacă aveți cunoștință, poate nu și spuneți cum s-a ajuns în situația respectivă și în egală măsură ce vă propun să vă ajuns pentru a îndrepta lucrurile. Din nou, eu cred în delegare, am manager și director care se ocupă situația asta, dacă o să referiți la situația recentă în autoritate. Iar de tante mă. Da, sigur, da. Iar la eu sunt... Iertați-mă, vă rog. Bun, dacă vă referiți la situația fostului director de regională care a avut o... Da, lasă-mă. Ce anume? Deci, lăsăm la o parte problemele cu studiile pe care s-a dovedit la aia, dar mă interesează dacă cineva s-a sesizat, că dacă nu, vă punem noi la dispoziția, avem la secretariatul tehnic al Comisiei o grămadă de sesizări de la lucrători din cadrul TVP Craiova, vis-a-vis de atitudinea, de, mă rog, de modul prin care a înțeles să conducă respectiva regională. Deci, dumneavoastră, nu mai e direct, nu mai e în țară conducerea. Bun, dar sunt o serie întreagă de fapte care ar trebui cercetate și noastră aveți la întâlnă corpul de control al Ministerului care se poate deplasa acolo. Vă trec punctual, doamna director general, pe DN6, la kilometru 242 plus 600, localitatea Eșenița. S-a făcut un sens giratoriu. Spuneți-mi care este utilitatea lui. Din câte știu din normative, un sens giratoriu pe un drum european se face la intersecția două drumuri care, practic, sunt de aceeași categorie. Acum e vorba de un drum la o proprietate, un acces la proprietate. Nu înțeleg de ce să creează un obstacol artificial doar pentru a crea, nu știu, avantaje cuiva anume. Dați-mi voie să vă răspund eu, fiind eu la adică, mă rog, măsura în care pot... Încercați să vă sugerez, am răspuns și de aia. Doamna a spus că sunt cercetări disciplinare desfășurate intern, referitor la domnul pe care l-ați menționat, că nu mai conduce regională de la data acelui, mă rog, chestiuni, anchetă sau ce este. Dar faptele dumneavoastră au rămas. Bun, și vă răspunde pentru ele. Nu are un dosar penal, nu... Eu l-am găsit pe domnul pe funcție, nu l-am numit eu. E faptele... Și a fost la rândul lui numit de instanță, iată, apropo de aventurile administrației românești. Dacă vă referiți la cele, nu știu exact la Ișanița, la kilometru 422, ce intersecție este, dar dacă vă referiți la cele giratorii făcute în profile prefabricate, da, nu să știți că și eu am niște rețire. Asta e făcut anul trecut. Dincolo de... Vă promit că o să iau subiectul, să-l discut, să vedem ce e acolo cu acel giratoriu. Dar am vrut doar să un pic observații, fără să cunosc toată administrația, se pun și în intersecții de ranguri, cu drumuri de ranguri diferite, pentru că la drumul care și cu viteză foarte mare, manevra la stânga, duce cu marcare scurată de la cinete mortale. Avem situații la Bașchide, mă rog. Avem situații pe centralul Gojului, nu știu dacă... Exceptăm variantele ocolitoare, cu siguranță vă spun că trebuie doar la... Bun, o să ne uităm la situația asta, vă promit și o să revină domnul director cu răspuns exact la situație și la... Bun, problema este dacă tot ne va răspunde doamna director și conducerea companiei, poate ne lămuresc cumva cum a trecut acel proiect din CTE-ul companiei. Dat-i faptul că e vorba de un drum european, cu siguranță a ajuns pe masa CTE-ului din companie. În regulă, domnul deputat, o să... Nu este adevărat. Permiteți-mi să vă contrazic, doamna director. O să vă... Nu există. Nu există. Vă rog să-i răspundeți domnului deputat în legătură cu măsurile dispuse ca urmare companie. Ce s-a întâmplat la regională.
toate actele și toată situația de la DN6 și să rămânim ce se întâmplă acolo de la Geo de 42. Mulțumesc mult pentru... Și mai am o întrebare, la momentul audierii noastre, calitate de ministru propus, v-am întrebat după audiere, v-am întrebat de soarta acelui coridor, acea autostradă, a șaptele, Lugoș, Halapate. Și mi-ați propus, mi-ați promis că o să vă aplicați asupra. Da, păi v-am spus, documentația e gata pentru Craiova Lugoș și a fost trimisă la Agenția de Chestii Publice, o valoare mare și trebuie să dea un ok. Bine, nu vreau să dau un termen și așa, dar o săptămână, două săptămâni, la modul ăsta, o să fie pe sistemul de licitație. Și e pe nou model de caiet de sarcini, tocmai ca să nu mai avem tot felul de întârzieri. Să știți că parte din întârzierile astea de la proiectele de documentație este și pentru că era o singură plată mare la final. Și asta e creaz tot felul de dificultăți. Cine a plătit niște salarii la o firmă știe ce înseamnă asta. Și am făcut un model în care să existe cash flow, adică să plătești lunar pe activități mai mici, și să poată să deruleze contractele. În consecință, ministrul transporturilor nu a reușit să-i convingă pe deputați că își poate duce la bun sfârșit calendarul său de proiecte. Ba mai mult de atât, la o întrebare adresată de către deputatul PSD Cornel Folescu despre situația penală de la DR de pe Craiova, Cătălin Drulă, după ce a notat cu nonșalanță întrebarea, a spus că o pune pe doamna Mariana, directoarea CNAIRE, care era de față să scrie un răspuns bine ticluit. Și rămânem astfel fără răspunsuri și fapte concrete, rămânem doar cu vorbe goale, vorbe care în campania electorală erau mai mult decât posibile. De pe margine, totul era posibil, realizăm cum pe unii trebuie să-i pui în funcții de ministru ca să vadă că autostrăzile nu se fac din gură. Judecați dumneavoastră, a scris Cornel Folescu pe pagina sa de Facebook.